And now, ladies and gentlemen, here comes a fight with boxing rules. Urmează un meci cu reguli de box. Introducing first, in the blue corner, he's coming from Arada. Make some noise. Face scomod in applause pentru asta pentru Ionel Osvad. Tip something cavy, make it green like Mitch. Gift rap vocals dispatch with every attempt. The Hatters gang shook up when Dre cook up. Every thug look up. Grotty got me on chill. Eyes bloodshot, heavy built. Lay a nigga out like Quill. Clear the guilt. I rock for rollers from low riders to Henny toasters. Cut off dead weight to keep my formulas kosher. Accept no imitations. Dre losing his stack. His slimmest chances of Michael Jackson getting his black fans back. My reputation's like a Tech Nine. Knock out the best in the circle. And now, ladies and gentlemen, introducing his opponent into the red corner. Shagum către colțul roșu. He's coming from Romania. Din Romania, make some noise for Mihai Nistor. Campion mondial în ringul de box, Mihai Nistor luptă în această gală de la Craiova. Tocmai a devenit campion național la Iași. Nistor pentru a noua oară un boxer titrat, unul dintre cei mai valoroși și pugiliști ai României în acest moment. Speranță pentru un aur la Tokyo. Mihai Nistor vrea să devină al doilea campion olimpic al României după Nicolae Linca. Este însă o mare problemă cu boxul amator în acest moment. Boxul este suspendat momentan de la Olimpiadă. Și este posibil să fie exclus la Olimpiada la Tokyo. Nu este nimic sigur acum, sunt discuții. Dar cert este că în acest moment boxul este suspendat la Tokyo din motive de corupție, dacă nu mă înșel. Da, corupția, scandalurile de arbitraj au tras boxul mult în jos, în special boxul amator. Ionel Osvad este adversarul lui Mihai Nistor. Mihai Nistor! 180 de victorii la amatori pentru Nistor, 63 de victorii pentru adversarul său. Nistor a boxat, după cum știm, și în acea variantă de profesioniști a AIBA, Asociația Internațională de Box Amator, un fel de profesioniști amatori, pentru că lui putem numi profesioniști, profesioniști, da? A câștigat centura după o finală senzațională cu neamțul Pfeiffer. Mi pare foarte optimist Osvad în fața celui mai, unul dintre cei mai titrați grei din istoria boxului amator din România. Se plângea Mihai că este foarte greu să găsească adversarii în țară, adversari care să-l înfrunte și la naționale. Acum a devenit campion, abia a boxat un meci întreg în toată competiția, adunate rundele, așa. Adversari care nici nu s-au prezentat la meci. Povestea Nistor la o emisiune la Pro X că a fost un campionat național, dacă nu mă înșel, sau o competiție națională oricum, și a fost mirat când a văzut că sunt foarte, foarte mulți înscriși la categoria grea, însă ce se întâmplase era că Mihai Nistor își pusese o poză din Spania, dacă nu mă înșel, cu un check-in în Spania și spunea că toți au crezut că e în Spania și că nu vine a doua zi la concurs, însă când s-au trezit cu el pe categorie, toți au făcut ochii mari și le-a spus că este o poză mai veche pe care a postat-o.
Îți dai seama să da. Crezi că e categoria grea liberă între ghilimele și să te înscrii, să dai buluc pe categoria grea crezând că vei avea șanse la locul întâi și să te trezești cu Nistor a doua zi la concurs. Da. A avut un moment foarte greu Nistor după Olimpiada de la Rio. A vrut să renunțe, aproape dezamăgit, că tot vorbeam de arbitraj într-un meci cu un iranian, dacă nu mă înșel, și a fost declarat învins la acel meci Nistor. Majoritatea au spus că merita să meargă mai departe, majoritatea specialiștilor. Chiar am văzut acel meci de la Olimpiadă și într-adevăr a fost o decizie foarte greșită a arbitrilor de ring. Și nici nu a fost singura de la acea Olimpiadă. Foarte multe, foarte multe scandaluri. Ne aducem aminte de acel irlandez de la categoria mică ce aproape că i-a luat la bătaie pe arbitrii de lângă ring. Un scandal imens. Tocmai de aceea și boxul amator este pe cale de a fi exclus de la Olimpiadă. Până la urmă, Olimpiada fără box, lupte și atletism, parcă nu este Olimpiadă, însă acestea sunt urmările. Prima rundă nu s-au lovit foarte, foarte puternic cei doi. Nu cred că forțează Nistor foarte mult. Da. Iată o dreaptă bună din partea lui Nistor. Mai sunt câteva secunde din prima rundă. Vedem relori din această primă rundă. S-a făcut încălzirea Mihai Nistor în această primă rundă. Secunde afară. Dublu medaliat cu bronz la campionatele europene, Mihai Nistor. Timp. Începe runda a doua. Primite un uppercut, iată lovitura la corp, parcă a mărit un pic ritmul în această rundă Nistor. Oh. Cu siguranță este un meci la discreția lui Dinu, însă, așa cum spuneai și tu, Sorin, au cam fugit adversarii de el la această gală. Cu greu s-a găsit un adversar. Ionel Osvad are totuși 39 de ani, deși are un palmares decent, 63 de victorii și 21 de înfrângeri. Stânga puternică a lui Nistor. Iarăși două lovituri încasate de Osvad. Nu va mai rezista mult în acest ritm. Multe lovituri puternice, mai puternice din partea lui Nistor în această repriză. Încearcă Nistor să lovească cu percutul.
puține lovituri în această rundă. Lovituri la corp acum trimise de Nistor. Se duce în față Osvad, lovită pe contra acolo de Nistor. Oh, lovitură puternică. Rezistă în controlul adversarul său. Puțin șocată publicul din Craiova la fiecare croșeu recepționat în plin de Osvad, care duce aceste lovituri. S-a aruncat prosopul, dacă nu mă înșel, lui Ionel Osvad, dar antrenorii spun că s-a terminat meciul, deși domnișoara Corunda își face treaba în ring. Nici Cezar Gheorghe nu pare că a văzut. Este prosopul aruncat pe jos. Ba da, este felicitată Nistor în acest moment. Abandona lui Ionel Osvad, care la 39 de ani a dus două runde în ring cu Mihai Nistor. Cum a forțat un pic Nistor, s-a încheiat lupta. Putem ce trebuie să te Nistor, iată și ce dureroasă și acea lovitură la corp. Meciul a fost oprit de către colțul albastru și câștigătorul este Mihai Nistor! Victorie previzibilă pentru Mihai Nistor, abandonează adversarul său. Ne oprim aici cu transmisia pe Pro X pentru că ne întoarcem cu cele mai importante trei lupte în direct la Pro TV în câteva minute.